Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica 5-a după Rusalii, a vindecării celor doi îndrăciți din Gadara. Evanghelia de la Matei, din capitolul 8, versetul 28, capitolul 9, versetul 1. În vremea aceea, trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați, care ieșeau din morminte, foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând, iar demonii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis: Duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și altă toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Suntem tot în capitolul 8 de la Matei, ca și în cazul vindecării slugii sutașului din Evanghelia duminicii precedente. Și regăsim discursul despre credință într-o nouă formă. Întâlnirea dintre Iisus și sutaș se încheia cu o sentință pe care, într-un fel sau altul, o întâlnim de-a lungul întregii Evanghelii: Fie ție după credința ta. În acest sens, discursul despre credință se revelează unul esențial și pentru noi. Suntem creștini prin botez, sfințiți de Spiritul Sfânt pe care l-am primit, și toate darurile ce se revarsă asupra noastră ne ajută să împlinim zi de zi credința primită, pentru ca ea să devină o relație concretă, personală, de încredere și iubire față de Dumnezeu. Ceea ce profesăm cu buzele, suntem chemați să trăim și în viața concretă. Altfel, riscăm să fim creștini doar pe hârtia registrului de botez. Fiindcă dacă ne limităm doar la cunoașterea unor adevăruri de credință, fără a le transpune în tot ceea ce facem, suntem depășiți de diavolii din Evanghelie. Ei știu mai bine decât noi teoria, sunt mult mai fini teologi decât noi. De aceea, de îndată ce îl văd pe Iisus, îl recunosc imediat ca și Fiul lui Dumnezeu. Problema lor nu e teoria, ci practica, fiindcă tot ceea ce ei cunosc nu se traduce prin ascultare, ci prin acel non-serviam ce răsună din întunericul iadului. Și iarăși, dacă propria credință rămâne doar pe hârtie, suntem ca și cei din Gadara, care văd minunea eliberării celui posedat, însă în loc să-i mulțumească Mântuitorului, îl roagă să plece de la ei. Cine suntem noi așadar? Care este credința noastră? Care sunt faptele noastre? Cine este Domnul nostru? În cine ne încredem? De la cine așteptăm ajutorul și mântuirea noastră? Sunt tot atâtea întrebări la care trebuie să dăm un răspuns. Nu ne putem limita la faimoasa formulă ce rezolvă, în aparență, problemele ecumenice sau interreligioase existente. Oricum, există un singur Dumnezeu. Un lucru adevărat acesta din urmă, fără putință de tăgadă, și binevenit dacă ar fi un apel la încetarea ostilităților, la reconciliere, la abandonarea injustițiilor. În același timp însă este prea puțin, deoarece chiar dacă există un singur Dumnezeu, una este credința sutașului și alta cea a gadarenilor. Una este credința lui Petru și alta cea a lui Iuda, chiar dacă au același maestru, același Dumnezeu. Cardinalul Iuliu Hosu ne furnizează formula salvatoare, într-o manieră ce nu suportă compromisuri. Credința noastră este viața noastră. La asta suntem chemați și noi, la o viață care să arate prin fapte credința noastră, la o viață în care ceea ce credem cu mintea să devină viu în ceea ce trăim zi de zi, cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Iar pentru asta trebuie ca zi de zi să întreținem, să îngrijim, să protejăm sămânța sădită în sufletul nostru, să-i punem pământul bun al rugăciunii, al faptelor bune, al dragostei. Doar astfel sămânța va deveni un copac viguros care nu se va pleca în fața furtunilor și prigoanelor acestei vieți. Doar așa vom fi cu adevărat creștini, cu adevărat ucenici ai Fiului lui Dumnezeu.
Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de Duminică.